Bună ziua, domnilor și domnilor! Vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Portre de Fermier. Suntem în localitatea Scurtu Mare și stăm de vorbă cu domnul Marian Popa. Bună ziua și bine ne-am găsit, domnule Popa! Bine ne-am revăzut! Ne aflăm în loc, între localitățile Scurtu Mare, Poieni, pe partea de nord a județului Teleorman. Da, suntem practic aici la confluența a trei localități. Suntem aici pe terenul pe care ați cultivat rapiță. Din păcate, nu arată prea bine cultura asta, și vreau să le spun telespectatorilor: că e o parcelă în care, totuși, există o oarecare răsărire. Da, există o oarecare răsărire. Am avut parte în această toamnă de o toamnă extrem de capricioasă. Aș putea să spun mai rar întâlnită, pentru că din luna iulie, de când am recoltat greu și sigur am început să facem lucrările pentru cultura de rapiță, au, a plouat, uh, de 3 ori câte 5 litri, și la 1 octombrie, când am început să semănăm grâul, 16 litri, ceea ce a făcut ca să avem o rățărire parțială la rapiță. Cultura este în trepte putem să spunem, a răsărit parțial din cei 5 litri care au venit mai înainte, iar acum când au venit cei 16 litri avem o a doua răsărire cu plante care au 3-4 frunze adevărate, iar altele care sunt, zic eu, în faza optimă cu, de dezvoltare cu peste 8 frunze, cu mărimea coletului de peste... 8 mm, deci în fază optimă. Și sigur că, în funcție de modul cum va evolua vremea, dacă nu se va răci brusc, cu temperaturi scăzute, avem speranța că și plantele, care sunt mai mici, să se dezvolte în continuare și să poată traversa perioada de iarnă. Deci, este o cultură incertă aș putea să spun. De altfel, noi ne aflăm și lângă cultura grâului aici și, și aici observăm o răsărire parțială, adică încă mai sunt plante care boabe care sunt negerminate și încă nu nu a răsărit în totalitate. Spre deosebire de anul trecut, când a fost ploaie suficientă și cultura grăului a răsărit în totalitate, și rapița de asemenea. Deci, ne confruntăm cu o perioadă de secetă profundă în acest moment, o lipsă acută de apă, și să sperăm că vom avea precipitații ca să. Nu, nu intrăm în dificultate, ca să spun așa, să semănăm să reînsămânțăm cultura de rapiță în primăvară. Ce suprafață de rapiță ați întors? Pentru că știu că ați făcut și lucrul ăsta. Da, avem aici, se observă în Zare, unde cultura... Pentru că și cei, litri, cei 5 litri în trei uh, trepte, cum v-am spus, că au venit uh, au venit uh, uh, distribuiți neuniform ne, ne în această parcelă. Adică avem uh, o porțiune care a răsărit și porțiune care n-a răsărit și pe care am reînsămânțat-o acum 10 zile. Și sigur care nu arăsări la momentul ăsta pentru că nu sunt precipitații. Deci avem 330 de hectare și nu știu dacă cultura va rămâne pe rădăcini și pentru în totalitate pentru anul acesta. Îmi spuneați un pic mai devreme până să ajungem în parcela asta să filmăm cât de bine arată greul care N-a fost după zona zie și ce diferență e între aceeași cultură de grâu, aceeași tehnologie, numai că unul a fost însămânțat după zie, celălalt nu. Da, în parcela vecină unde avem grâu, aceeași cultură premergătoare, rapiță, pe care am lucrat-o imediat după recoltatul rapiței, am avut zonă de înverzire... Una din sole, unde cultura cred că este răsărită, cultura grului, în proporție de 50%, pentru că această zonă de înverzire a consumat apa care a mai venit puțină apă care a mai venit în vară, da? Cei 15-20 de litri care au venit a consumat și acum nu mi-a răsărit greu acolo în timp ce în zona unde nu am avut această cultură, greu este răsărit în proporție de 90%. Iacătă că și această măsură, din punctul meu de vedere, aduce un deserviciu anul ăsta. Dacă am avut zonă verde în vară, că așa a trebuit să fie, acum avem zoră care nu-i verde, că nu mi-a răsărit greu. Și din punctul meu de vedere, și nu numai, am constatat multe discuții de-a lungul vremii cu această zonă de înverzire care este obligatorie și care aduce, din punctul meu de vedere, multe necazuri fermierilor. Uite cum mi-a adus mie în acest an. Da? Ce știu din ce am discutat cu dumneavoastră e că tot vreți să faceți o aducțiune de apă, ați făcut multe diligențe în sensul ăsta, numai că, din păcate, într-o zonă în care precipitațiile sunt din ce în ce mai rare, nu puteți nici iriga. Eu i și invita pe telespectator să ne însoțească, să mergem să vorbim și să le arătăm la fața locului zona din care dumneavoastră vreți să trageți apă pentru irigat și să explicăm ce vă împiedică, ce vă oprește pentru a face aceste irigații de care se tot discută și de care se tot vorbește. Vom face acest lucru și vreau să să menționez faptul că la această cultură, dacă aș fi putut să-i dau 10 litri de apă, numai 10 litri printr-o irigare ar fi fost răsărită în totalitate, de asemenea și cultura grâului care uh, nu a răsărit în totalitate până în prezent. Deci există soluții, numai că uh, o să mergem să vă prezint uh, la locul respectiv despre ce este vorba. Am ajuns aici unde dumneavoastră intenționați să faceți o aducțiune de apă, ați demarat o parte din lucrări, dar din păcate ați fost oprit de cei din dintr-o primărie, pentru că înțeleg că aveți nevoie de avizele a două primării. Unii v-au dat aprobare, ceilalți s-au împotrivit. Cum e posibil același areal, două primării diferite, una să zică da și una să zică ba? Cred că nu e ceva uh, imposibil la noi, la românii, acest lucru. Nu sunt eu singurul caz. Uh, tot timpul vedem, uh, auzim, uh, se întâmplă astfel de fenomene de acțiuni individuale, ca să spun așa, răuvoitoare. Eu nu vreau decât să fac un lucru bun aici, benefic, nu numai pentru ferma mea, ci și pentru fermierii care sunt pe celălalt mal, aș putea să spun, ai localității poieni, care pot și ei să irige în aceeași măsură. Pe, pe, cum aș face-o eu. De altfel, am făcut și o asociație de udători. Uh, nu aduc niciun fel de pre, prejudiciu. Aici eu am analizat foarte mult uh, acest loc, uh, unde se poate acumula apă pe două văi, o vale care intră în interiorul fermei mele și o vale care uh, merge în continuare la granița care delimitează. Uh, cele două localități. Pe stânga este Scurtul Mare, pe dreapta localitatea Poeni. Uh, sigur că n-am insistat uh, prea mult. Uh, primarul Actualul primar uh, nu a dorit, nu vrea să stea nici măcar să discute, să-i explic uh, lucrurile pozitive care le-ar aduce o astfel de, un astfel de baraj, care ar aduce, ar acumula apă din exces, apele din ploile torențiale, din iarnă, că se întâmplă uneori să plouă și 200 de litri. Am avut o situație și toată ferma pare că-i Dunăre aici și atunci noi captăm această apă ca să nu mai ajungă mai departe în Pârâu, Glavacioc și mai departe în Dunăre, o să oprim apa aici. Uh, am făcut proiect uh, pentru patru pivoți și acest uh, baraj pe, cu care aș putea să irig uh, circa 400 de hectare și acum probabil că nu mai stăm să mă uit uh, dacă răsare grâu, era răsărit, era o udare de 10 litri, ar fi rezolvat uh, problema răsăritului la rapiță uh, și greu uh, Proiectul este de amvergură, este bine gândit. Am gândit mai departe, vedeți dumneavoastră că a apărut și situația de criză energetică datorită conflictului de la granița României și nu numai acesta, mai avem și alte probleme noi fermieri. prețurile care sunt. Dar să mă refer la cum încerc eu să rezolv problema energetică. Am demarat un proiect pentru o jumătate de hectare de panouri fotovoltaice care costă în jur de 400.000 de, de euro și care mi-ar asigura energia necesară pentru uh, fermă, mă refer la stația de semințe și depozitele pe care le am, și circa 80% din energia necesară ca să uh, irig cele 400 de hectare de teren cu cei patru pivoți. Uh, Gândesc și eu ca să ferma să reziste, să reziste pentru că avem probleme, costurile cu energia sunt foarte mari în momentul de față, au crescut, s-au dublat, s-au triplat. și am gândit deci un proiect comp complet aș putea să spun și reținerea de apă care se face gratuit, că vine de la natură, nu cu puțuri, nu cu foraje care și acelea implică costuri să scoți apa la suprafață și apa să o oprim, bineînțeles, printr-o regularizare și amenajare, pentru că este colmatat, deci trebuie să decolmatăm acest fir de vale. Probabil că se vor mai desfunda și izvoare. Pentru că atunci când nivelul apei freatice, când sunt precipitații, crește, se poate acumula apă și din izvoare. Acum, sigur că eu pe tema asta am mai discutat, nu este prima oară, sper să nu plictisesc pe nimeni. Dar eu o fac, poate se va sesiza guvernanții, Ministrul Agriculturii. Nu este situația asta numai la mine, că vorbim de sisteme de irigații, vorbim de amenajarea sistemelor vechi. Dar se pune și problema unor amenajări noi cu funcții multiple de, de, de secare chiar sau această funcție de acumulare de apă pentru irigat. Eu sper că într-o bună zi să găsim uh, pârghiile necesare, nu vrem să ne mulțumim pe nimeni, să stăm să discutăm, să analizăm. Sunt, practic, priorități naționale, că acest lucru nu, repet, nu favorizează numai exploatația mea, care, până la urmă, produc, uh, produc pentru țară, nu consum uh, ceea ce se produce aici și uh, noi încercăm să favorizăm și fermierii, repet, proprietarii de teren care sunt pe cealaltă parte. Încă o dată am speranța că se va rezolva. Bun, eu aș vrea să ridic un aspect și să vă semnalez și dumneavoastră o situație. Spuneați că, din păcate, aveți nevoie de apă, ați făcut culturi puține anul trecut, statul va acorda despăgubiri fermierilor unora dintre ei, nimeni nu spune să nu se dea despăgubiri acolo unde nu se poate iriga. Dar da, n-ar fi mai bine și pentru stat și pentru fermieri ca acolo unde se poate iriga să fie lăsati fermierii să irige? Uh, evident că da. Uh, este un punct de vedere extrem de, de adevărat pe care l-a semnalat aici. Uh, ar fi mult mai simplu Totdeauna uh, și în anii precedenții, uh, aceste fenomene de secetă, care se întâmplă aproape anual, uh, pe zone diferite, putem să spunem, în țară, ar putea să fie o gândire din aceasta pe termen lung și să se scape de, de acest. Uh, Stres sau grijă în plus a statului să creeze condițiile acestea de irigat. Și nu cred că este nimic imposibil de, din moment ce alte state au reușit și au realizat acest lucru. State care nu au situația pe care o am eu aici, cred că uh, pare hilar dacă ar sta să se uite, uh, pare de domeniu așa gâgă la ce stă, apa, putem să adunăm în apă și nu o facem, iar alții desalinizează apa de mare sau de ocean și irigă deșert, nisip și sunt cu agricultura uh, mult mai avansată decât este România din, din, acest punct de vedere. Dacă mergem în țările dezvoltate, vedem câmpurile pline de, de pivoți, de instalații de irigat de, și nu noi de, de 30 de ani am distrus sistemele de irigat, vorbim într-una de aceste sisteme, că vom face, vom face, dar, dar nimic concret. Sigur că sper ca domnul ministru Daia să, să se țină de cuvânt și să ajungă să spună, pentru că dumnealui a zis că nu vorbește, ce va face. Și ce a făcut? Sper că într-o bună zi să zic că domne, am demarat și sisteme locale de irigați și s-au făcut. Nu că le vom face. Da, dumneavoastră, în schimb, faceți lucrurile astea, și am vorbit un pic mai devreme despre faptul că faceți acel sistem de panouri fotovoltaice care vă va asigura. Practic, independența din punct de vedere energetic a fermei dumneavoastră, și din câte am înțeles din proiectul pe care l-am văzut, puteți iriga aproape 400 de hectare cu costuri zero. Vă imaginați că toată lumea sau toți fermierii din țară și-ar dori acest lucru, pentru că cred că. Gândirea pe care am avut-o o fac pentru profitabilitate și pentru ca societatea, firma pe care o conduc și știu cât de greu am construit-o, să se dezvolte altfel dacă se întâmplă acest lucru, da? Rămân sume, rămân profit din care vom investi în continuare și dezvoltăm zona, ca să spun așa. Fiecare fermier poate gândi acest lucru să-și asigure energia aceasta care, după cum am văzut, s-a scumpit, s-a ajuns la costuri foarte mari și nu poate să aducă decât bine, ca să spun, să spun așa, să nu mai stăm cu mâna întinsă sau când vine factura de energie, să ne apuce groaza, ca să spunem. Cel puțin așa mi s-a întâmplat mie. Vă imaginați când mi-a venit factura lunii curente, da? Luna trecută și prezumat pentru că plătești, îți vine factura și pentru luna care urmează de aproape un miliard de lei, da? Care în alții trecuți era undeva la uh, până, în, uh, 200, până în 200 până în 200.000 de lei. Uh, Uh, curentul Când electric 20.000 de, de lei 20.000 de, de lei, da 20 de mii de lei, corect uh, Deci gândesc și eu cum să fac Ca să rezist în această, în această situație Și să fac uh, lucruri bune, lucruri pozitive Lucruri pe care trebuie să le facem toți Dacă vrem să dezvoltăm țara Domnul Popa, am observat că în cadrul fermei dumneavoastră Construiți și o sală de mese, un restaurant pentru angajați, pentru evenimentele pe care le veți derula aici, în ferma dumneavoastră. Pentru că vorbim de o fermă performantă, o fermă de familie, în vecinătatea capitalei. Sunt multe firme care v-au căutat, v-au solicitat să organizați astfel de evenimente și v-ați gândit că. E bine să le oferiți tot confortul, atât angajaților, cât și celor care vin aici să organizeze evenimente. Eu dezvoltarea pe care am avut-o am făcut-o pe priorități. Pot lucra suprafață dublă decât are suprafața exploatației mele: depozitare, stație de semințe, am gândit că. Să fac următorul pas și trebuie uh, lucrurile să arate din ceea ce mai bine, așa cum am văzut afară, sau poate nici n-am văzut ceea ce am eu de gând să fac în această fermă și sigur că nu vreau să fiu lipsit de modestie, dar mă încarc de energie când se spune că pentru zona asta ora exactă la agricultură se de la mine. Nu e venită de la mine treaba asta, am auzit și eu diversi spunând care chiar nu m-au cunoscut și au venit și mi-au spus că așa se zice. Mă umple de energie și caut să fac lucrurile din ce în ce mai bune, mai performante, să ne simțim bine până la urmă aici în fermă. Am Găzduit evenimente de curând un eveniment de scară națională și dacă toate firmele vin să-și probeze în premier anumite produse, că sunt pe mecanizare, pe semințe, pe, pe orice, să găsim soluția cea mai bună în zona am gândit să fac și acest lucru. Să zicem un soi de. Localul visurilor mele, îmi place mie să-i spun, sau restaurantul visurilor mele. Nu e vorba de un local cu circuit deschis, este pentru, pentru uz intern, uz pentru salariați și, sigur, evenimentele și persoanele care uh, vor veni în vizită la, la fermă. Am gândit și acest proiect mi se pare un lucru... Vezi, ferma asta arată un pic am Dallas cu petrol cu... și atunci filmul acela s-a turnat într-o fermă, nu? Mă gândesc că se pot să crezi condiții, să poate fi făcut astfel de lucruri aici în fermă. Domnul Popa, dacă tot ați amintit de Dallas, ce personaj jucați din serialul ăsta? <laughs> nu știu, să zicem, Bobby. Bobby. Nu mi-a plăcut apucăturile lui Jeier. Bobby, dacă este, să spunem așa, mai făcut să... da, am zis să încheiem totuși emisiunea și într-o notă mai veselă. Sigur că dacă e să spun, am îi spun soției Pamela câteodată, așa că într-o notă mai veselă vă caracterizează. Da, avea suflet bun și de asta... Da. Bun, n-a fost un an senzațional, un an agricol pentru fermierul Marian Popa, dar cu toate astea cred că deviza celor mai mulți fermieri e să aibă continuitate. Dumneavoastră reușiți să aveți continuitate. Reușesc să am continuitate, mă bucur foarte mult, mai ales pentru faptul că am avut investiții substanțiale de, de terminat anul trecut și, sigur, și scadențele sunt pe măsură la bancă, toate se fac cu proiecte. Este ținta principală pentru care, pe care trebuie să o aibă fiecare fermier să poată să-și asigure continuitatea. Și sigur că dacă vrei o dezvoltare rapidă și durabilă și solidă trebuie să ai în spate și o bancă care să te susțină. Una zic eu și bună care să te susțină în ceea ce vrei să faci și din fericire pentru mine am reușit și acest lucru să fiu finanțat de, de o bancă care mă ajută în proiecte, spunându-mi banii, lasă-i că sunt la noi dumneata gândește ce trebuie să faci în fermă și te ajutăm să, să faci. Îi mulțumesc, domnului Marian Popa pentru faptul că și a petrecut o bucată de timp împreună cu noi și cu telespectatorii Agro TV. Până data viitoare, sănătate multă, să auzim de bine!